Doamnelor, domnilor, la mulți ani! În primul rând, țin să vă urez, atât eu cât și echipa televiziunii Trinitas, multă sănătate, bucurie, ocrotirea lui Dumnezeu în toate pe care le veți traversa în acest nou an. Să ne ajute Dumnezeu să fie un an mai bun, mai blând, mai liniștit, mai bogat în împliniri și mai ales bogat în pace. Pace atât la nivel la nivelul contextului pe care îl cunoaștem cu toții, dar și pace lăuntrică, acea pace dintre noi, care trebuie să fie prioritară în fața unui război dintre noi. Este un început în toate, este limpede lucrul acesta, existența are un început, existența noastră a tuturor, iată, anul are un început, este o sărbătoare în sine, orice început, este și o sărbătoare religioasă importantă astăzi, Dincolo de toate gândurile noastre la început de an, se îndreaptă în mod paradoxal și spre ce a fost, spre ce am lăsat în urmă, dar mai ales spre ceea ce credem că va urma. Seneca spunea să nu ieșim în întâmpinarea grijilor noastre, să nu le accelerăm, să le acutizăm. Și tot el observa că cel mai adesea suferim în imaginația noastră mai mult decât în realitate. E bine, așadar, să găsim granița aceasta între real și imaginația care ne aduce, evident, în față multe posibile lucruri, și de pe pragul acesta al discernământului să privim, nu neapărat optimist, dar în orice caz, cu moderație și cu încredere și cu credință spre ceea ce. Orice zi ne poate aduce. Cert este că totul are un sens și aceasta e ideea fundamentală în viziunea creștină. La început de an, am deosebita bucurie să-mi fie aproape distinsul prieten, distinsul profesor universitar, distinsul intelectual public foarte implicat într-un dialog mereu fertil, interdisciplinar, domnul profesor Nicu Gavriluță, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, căruia mă bucur să-i spun și la mulți ani și bun venit în emisiune. La mulți ani, dragă prietene. Bine ne revedem. Bine v-am regăsit cu toții. Mă bucur mult să fim împreună într-o astfel de zi. O zi mm -hmm. importantă, cum spuneam. E limpede că de la un moment dat, chiar de când suntem copii, am vibrat la ideea de început. Cred că începutul ca noțiune e mereu Declinabil, împreună cu speranța, asta este foarte limpede, mereu sperăm că un nou început ne aduce un beneficiu și e reconfortant lucrul acesta. Este în același timp prezentă noțiunea de prag. Mai trecem în prag, mai pășim un pas măcar în față. V-aș putea întreba cu ce sentimente personale intrați în noul an. Și bineînțeles, dacă vreți să legați de ceva semnificativ din ceea ce am lăsat în urmă, în anul trecut, la nivelul societății românești și nu numai, toți am fost sub presiunea î, amară, neagră, dureroasă a unui război atât de nedrept î, care nu se poartă departe de noi, lucruri amestecate, atmosfera societății românești și nu numai românești, e o atmosferă încărcată. Rare ori am mai văzut seninul deasupra, nu vi se pare? Dar putem spera la el. Este adevărat, rare ori am văzut seninul, dar ceea ce rețin eu personal și îndemn pe telespectatorii noștri să rețină este tocmai ace acest orizont albastru, acest senin. O privire lucidă, realistă, încărcată cu o doză rezonabilă de optimism, este o privire educată. Da. Eu știu din istorie că au fost multe provocări uh, importante care au rămas în memoria colectivă. Au mai fost războaie, au fost molime, au fost pandemii, mă rog, nu legate de SARS-CoV-2, de altceva. Au fost uh, schimbări climatice, au fost uh, climatice, au fost dezastre, uh, conflicte între oameni, dar peste toate acestea s-a trecut. Viața a învins. Iar pentru noi oamenii, cred că foarte important a fost această probă a labirintului, această încercare pe care nu mă feresc deloc să o numesc inițiatică. Da. De aceea, domnule Vasile Bănescu, eu aș rezuma anul 2022 ca fiind anul unei probe a labirintului, cum ar spune Mircea Iliade, a unei încercări destinale pentru fiecare dintre noi. Ne gândim cu toții, evident, la războiul din Ucraina, ne gândim la crizele pe care acest război le-a provocat, și nu doar criza energetică sau criza gazului sau alte crize politice și sociale, ci, în primul rând, criza spirituală. Și aici este marele mister și taina care merită aprofundată. Și anume, că oamenii care au credință vie în Dumnezeu, oamenii care sunt religioși, nu numai declarativ, ce sunt și practicanți, și au duhovnici, au reușit să treacă cu bine peste această încercare. Mai bine ca alții. Mai bine ca alții. Ce înseamnă mai bine ca alții? <coughs> înseamnă să-i vezi oameni normali, echilibrați, să citești o notă de luciditate, realistă, dar și de bunăvoință, deschidere în privirea lor, să vezi că se comportă normal și nu patologic, să vezi că au uh, atenția, uh, Concentrată la ceea ce le spui, mă gândesc la studenții mei, evident, înainte de toate, sau la cei care participă la conferințele mele, și în același timp, oameni pregătiți să caute soluții pentru viitor. Și o să mă întrebați bine, bine, dar ceilalți care n-au reușit să treacă peste această probă, cum sunt? În primul rând, sunt oameni care uh, au abandonat lupta și vezi semne ale durerii, ale nefericirii, uneori chiar ale bolii, propriu zise, pe chipul lor, în privirea lor. Vezi, iertați-mi expresia, e plastică și sugestivă. Vezi bătrâni în criz plictisiți de viață la 22 și 23 de ani, pentru că în lume se întâmplă ceea ce se întâmplă. Adică oameni care nu au proiecte de viață, oameni care uh, sunt în bătaia vântului istoriei. Aș spune că sunt cei care nu pot sau n-au putut încă să descifreze un sens în ceea ce se întâmplă. Nu Aici e un se... lucru la îndemână. Așa este. Știm că este aproape punctul cel mai de sus la care putem ajunge, acela de a descifra sensul. Asta își propune și filosofia autentică, își propune chiar teologia, fără îndoială, științele... Cultura, în general, cultura e o formă de descifrare a lumii în care te miști. Ori nu toată lumea are acces la această treaptă de pe care să poți descifra niște lucruri. Sunteți unul dintre cei care le descifrează uh, foarte bine și foarte, foarte limpede și le și traduce uh, celor mai tineri în calitate de profesor. Așadar, inclusiv în fața începutului, trebuie să. Încerci să te soliciți intelectual și moral încât să te adecvezi la noua realitate. Această descifrare a sensului mi se pare foarte importantă. Este esențială. Pentru că ea, existența noastră e îmbibată de sens. Doar că cei despre care spuneați că eventual în grade diferite da. n-au înțeles sau s-au lăsat copleșiți, cred că e vorba de cei care tocmai această problemă o au. Cum ajungem pe treapta... De pe care putem descifra mai ușor sensul? Păi ajungem, în primul rând, printr-un efort al minții noastre, adică prin lectură, prin meditație și prin dialogul cu oamenii care au experiența aceasta da. culturală și o au probată, adică pot descifra în mulțimea de întâmplări aparent nesemnificative ale unei zile, tâlcuri, rosturi, sensuri este exercițiul acela de hermeneutică a facticității, a faptului obișnuit. Iliade, în nuvelele lui aparent fantastice, da. Da, are un mesaj transmis prin personajele respective, privim faptul că viața este un camuflaj de semne care se cer descifrate cu răbdarea unui ghicitor în pietre. Apoi sensul, și o aș spune sensul major al veții, îl descopere uneori instinctiv, fără o educație culturală și profesională semnificative, oamenii credincioși. Ei au o intuiție specială pe care eu nu pot să o explic. Eu aș vorbi chiar de viziunea creștină care e o viziune ce facilitează accesul la sens. Uh -huh. Pentru că ea e încărcată de sensul cu majusculă. Dacă te raportezi la Hristos, dincolo de care lucrurile uh, intră într-o lumină uh, care te ajută să descifrezi altfel, în altă cheie, inclusiv tragediile, inclusiv uh -huh. moartea, suferința, e un mare, aș spune, avantaj. Gnoseologic dacă pot să folosesc termenul în acest context, acela de a te situa pe o poziție creștină. Așa este. Mântuitorul Iisus Hristos cunoaște acel supliciu în forma sa ultimă, acel calvar al crucii, acele dureri cumplite, groaznice, neobișnuite, care pot termina un om aproape instantaneu, doar gândindu-se da. la ele și nu asumându-le. Și în același timp reușește să obțină maximum posibil pentru om, o, om cu o mare, pentru Dumnezeul om, și anume mântuirea. Păi exemplu acesta este paradigmatic pentru noi toți. Iisus este, știm cu toții și am vorbit amândoi despre așa ceva, suprema teofanie din istoria umanității. Expresia Absolut. este a lui Mircea Eliade. Și atunci obține mântuirea și obține, nu pentru el, obține pentru noi oamenii. Păi să nu gândești tu că orice suferință, orice necaz, orice boală pe care o ai în viață este, dacă vreți, o reproducere la scară umană în parametrii uh, ființării tale obișnuite a modelului cristic, mai clar și mai simplu. Dacă Dumnezeu te pune la încercare și suferi, înseamnă că dacă îți păstrezi credința și Uh, ești convins că vei trece peste această suferință, ceea ce obții este excepțional, este magnetic, este fantastic, putem -o folosi orice epitet. Și nu-i doar pace untrică, echilibru, este în ultimă instanță mântuirea. Bă, Cât invit... suferi mai mult, cu atât ai șansa de a spera că obții ceva mai profund, mai înalt, chiar desăvârșit. Apare... În istoria creștinismului, da. cei care S-au apropiat de cer cel mai mult, au avut și ispita cea mai puternică a căderii, dar au avut și forța credinței și capacitățile lăuntrice de a învinge aceste tentații și în cele din urmă să devină exemplare umane, model pentru noi toți, și anume Sfinții. Ați menționat câțiva termeni cheie. Suferință, sens, mântuire. Da. Dacă ne concentrăm atenția asupra, măcar asupra acestor termeni, cred că avem o șansă extraordinară situați pe pragul începutului, la mm -hmm. începutul unui an, poate fi și alt tip de început, firește, vom vorbi despre dimensiunea mai profundă a începutului și care ne privește pe toți. Cred că reușim, asimilând acești termeni în înțelesul lor profund, să descifrăm mai ușor lucrurile. Mm -hmm. Să luăm cuvântul mântuire e un cuvânt ca și libertatea, foarte desfolosit și foarte prost înțeles. Aș spune de o majoritate, pentru că nu se reflectă asupra lui într-un mod profund. Mântuire mie îmi dă sau îmi transferă imaginea unei ascensiuni, a unei smulgeri pe care o operează în, nu în colaborare, în ascultarea noastră față de, față de Dumnezeu, o operează mâna întinsă a lui, numită Har, asupra noastră. Ne ridică, ne ajută să învingem acea forță a greutății, a gravitației care ne trage în jos. Există și o forță ascendentă. A, a te mântui, aș vrea să să explicăm ce înseamnă asta. Uh, introduc doar ideea că a temântui nu înseamnă doar a temântui uh, la nivelul trecerii în viața veșnică mm -hmm. și în starea de Rai. Cuvântul mântuire, și în Evanghelie, are sensul salvării din răul cu multe chipuri din jurul nostru. Răul ne asaltează într-un mod insidios, cu fo sub foarte multe chipuri. Ori, dacă ne-am gândit astăzi, ca oamenii post postmoderni la ce înseamnă să te mântuiești, ne-am dat seama că zilnic avem de lucru în legătură cu această mântuire. Așa este, este reprezentarea profundă și corectă. Deși sunt perfect de acord mulți dintre noi smulg, dacă vreți, sensul mântuirii din cuplajul lui metafizic teologizează. Îl teologizează, teologizează și îl plasează doar într-un spațiu ultim, absolut, da. legat de rai. A te mântui înseamnă a ți rezerva pentru veșnicie un loc în rai. A găsi un loc al tău special acolo, o poartă de trecere și atât. Sperând că-l prinzi. Sperând că-l prinzi și nu-l nu pierzi niciodată. Da. Ei, nu e așa cum ai spus foarte bine, în sensul că mântuirea începe de aici, se consumă de aici. Este un act continuu, permanent, care are, dacă vreți, un sfârșit legat de provocările răului pe care le întâmpini, și are, evident, și un început. E o realitate, să spunem așa, circulară, cu început, continuitate, desfășurare, sfârșit, reînceput. Înainte de toate, un om care are șansa mântuirii, pentru că aici nu cred că putem lucra cu certitudini, Toți nici teologice, o avem cu toții, dar nu Cred că avem certitudini ultime, <coughs> definitive. Că nu citim să ne ferim de certitudini. Exact. Și de oamenii care își asumă că au certitudini, care vorbesc în numele lui Dumnezeu personal. Uneori sunt delegați speciale ai lui. Eu am da. suspiciune și o formă de frică. Nu spun doar de spaimă, de retragere, de mefiență, dar chiar mi-e frică de oamenii aceștia. Știu însă ceva, știu însă exact ceea ce ați spus, Că orice încercare a vieții, orice chip a răului, dacă eu îl descifrez și înțeleg că e un chip a răului, deși are o față luminoasă, ademenitoare, captivantă, nu? E totuși o a răului, înseamnă că sunt un om care s-a situat pe calea cea bună. Reuși să descifrez chipul răului în lumea seducătoare de astăzi. Ceea este ce extraordinar. E mare, lucru. e mare lucru. Nu te lași Prins, captiv în Universul de Iluzii, nu? Nu? Vezi că este un rău. Apoi, știu ce trebuie să fac. Am acel glas lăuntric pe care mi-l dă, poate, forța rugăciunii, poate, fapta mea bună, gândul meu, încercarea sinceră, autentică de a mă depăși, nu? De a-mi depăși limitele de om, îmi spune ce trebuie să fac în momentul respectiv. Uneori, dacă vreau o confirmare, atunci vorbesc cu un prieten, cu un teolog, cu un duhovnic, cu cel care are sensibilitate religioasă și o are într-un fel asemănător mie, mai mult sau mai puțin cultivată. Cineva deci contează care contează are... interlocutorul. Da, și cineva care a reflectat la, la această problemă, exact. cum, e, cum Dacă... e cazul mântuirii. Și noi suntem oameni care reflectăm la așa ceva, încercăm și eu zic că reflectăm, suntem intelectuali. Da. Ce-am încercat eu să fac a fost să vă provoc să actualizăm conținutul unui cuvânt care pare Confiscat de zona teologică, aridă, mântuirea în diverse sensuri, accepțiuni și așa mai departe. Eu cred că mântuirea e un cuvânt cât se poate de actual pentru că toți avem nevoie să fim salvați din ceva, exact. dintr-un context. Și nu mă gândesc neapărat la topărceanu când vin în minte, dar de acuși s-a mântuit, apare un vers undeva. Nu e vorba de nivelul acesta zglobiu, să spunem, al unui vers. E vorba de faptul că fiecare dintre noi ne confruntăm, repet, cu acea forță a păcatului, care și el e o noțiune ce trebuie mereu explicată și care ne trage în jos, ne, ne înfundă ca un nisip mișcător, cu cât ne zbatem mai mult, uneori cu atât e mai afundată uh, sau ne afundăm mai mult, și o forță care ne ajută și ne trage în sus. Forța aceea care ne ajută și ne trage în sus ne arată nu doar cum să recunoaștem și da. să învingem tentațiile răului, dar ne arată și ce trebuie să facem în această lume. Poate unii dintre noi au chemări ascunse, nedeslușite. Nu știu pentru ce sunt buni, pentru ce sunt talentați. Și e o forță Unii, în fața căreia trebuie să ne deschidem, să nu rămânem opaci. Obligatoriu trebuie să ne deschidem, să fim atenți la glasul ei, la chemare. Unii au vocație pentru așa ceva și atunci îți găsești un rost în viață. Da. Găsindu-ți găsindu calea profesională, familială, socială, spirituală în viață, găsindu-ți rostul Dobândești și puterea de a face față, din nou spun, revine tema provocărilor răului, inclusiv unei boli, unei pandemii, unor spaime pe care ți le provoacă iminența unui război și așa mai departe. Găsești toate acestea. Și mai e ceva. Sunt oameni care își asumă la modul serios și total această cale și pentru ei profesia, de exemplu, devine o formă de rugăciune subtilă, lăuntrică. Andrei Tarkovski, un regizor care ne este drag și ție și mie, spunea că arta este rugăciunea mea. Un regizor creștin. Mi-ar place să văd o Românie populată de oameni care cred atât de mult în profesia lor, în ceea ce fac și își asumă viața profesională, cu seriozitate și cu, să spunem așa, demnitatea și în același timp gravitatea cu care un preot oficiază o slujbă. Sunt cuvinte mari, eu știu lucrul Sunt acesta. Sunt cuvinte mari și ce spuneți are legătură inevitabil cu educația. Exact. Ori educația în România de azi nu se simte prea bine. Ce să mai vorbim de România educată. Da. Dar educația e mereu accesibilă, posibilă. Necesară prin oameni ca dumneavoastră, prin profesori exemplari, prin oameni care își asumă demn principii pe care nu le neagă în întuneric, după ce le-au văzut în lumină. E aluzie la un gând frumos. Așadar, e foarte important să, să descifrăm. Am vorbit despre mântuire și înțelesul ei imediat, mm -hmm. la care trebuie să avem acces cu toții și să avem încredere că ne mântuim, dar nu pe cont propriu, e Evident. imposibil, doar calea în relație a... cu celălalt. unică și regală pentru omul creștin este calea bisericii. Exact. Simplu și clar. A comuniunii, care are legătură cu comunitatea, din exact. care facem parte și așa mai departe. Ar mai fi noțiunea de sens. Ne punem mm -hmm. problema aceasta pe pragul unui nou an ce sens au avut ce ni s-a întâmplat? Ce, ce este sensul? E o întrebare, știu, pare așa grotesc de mare. E o întrebare cu reverberații filozofice. Vă sugerez să reflectăm puțin asupra noțiunii de sens cu majusculă, însă. Dacă ne referim la sens cu majusculă și avem în atenție cum este și firesc lumea noastră creștină. Atunci, ne gândim la nimic altceva, înainte de toate, decât la drama, suferinței, răstignirii morții și învierei Mântuitorului. Nu există, din punctul meu de vedere, alternativă aici. Aici e sensul cu majusculă. Dacă avem în atenție sensul cu yes, mic, ceea ce are, evident, importanța Simul. lui, ne gândim la, poate, la. O convingere interioară, lământrică, pe care o avem fiecare dintre noi, că ceea ce ni se întâmplă în viață nu este haotic, nu este, să spunem, opera hazardului. opera hazardului, exact, exact, ca să evit o repetiție, nu este opera hazardului. Mă gândesc la întâlnirea unui om deosebit, unui om asemenea ție, mă gândesc la o întâmplare care schimbă uneori radical cursul vieții. și fiecare dintre noi am avut întâlniri cu oameni admirabil și poate întâmplări destinale care ne-au schimbat viața. Cuvântul întâmplare iarăși e subestimat. E, e insuficient înțeles etimologia lui profundă fiind latinească, in templum de reflectat asupra cuvântului întâmplare care nu are legătură cu hazardul. Nu are. In templum numea ceea ce se întâmpla, ceea ce avea loc, se petrecea da. în jurul templului roman, deci, de un exemplu. Atenție, în jurul templului roman, dar în legătură cu templu. In templum profanum primit la realitatea celor mulțimi de credincioși care asistau la ritualurile străvechi din cultura da. romană, din societatea romană, dar, evident, stăteau în fața templului, în jurul templului, dar participau la un ritual religios cu dăruire, cu atenție. Templu care, ca și biserica, iradiază sens. Iradiază sens. Biserica insipă, fiind să... astăzi una dintre puținele instituții care, care emană sens, iradiază sens în societate și evident ordine morală, ordine de tip moral, Unea ceea ori... ce e esențial. Ordinea poate fi și mai... Profundă decât ordinea morală, ar spune eu, este o ordine spirituală în sensul în Sigur. înțelesul că biserica Se îți dă o convingere interioară că boala de care suferi, că cazul pe care îl ai tu în viața ta, sunt acestea îngăduite de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu le-a îngăduit, înseamnă că are un gând special cu tine. Nu te lasă, nu te abandonează. Te pune la încercare, cum a fost exact. spus Iov. Și o să spuneți, de unde vine această convingere? Vine pentru mulți dintre oamenii care ne ascultă din uh, acele întâmplări, dar în sens metafizic, când au simțit ajutorul Sfinților sau ajutorul lui Dumnezeu în viața lor. Putem contabiliza, cerceta sociologic mărturile unor oameni absolut normali, unii de o condiție socială modestă, asta e și mai interesant, care au avut în viață certitudinea că un Sfânt anume a ajutat sau Fecioara Maria sau Bunul Dumnezeu. Sau Sfântul Vasile sau cel sfânt... sărbătorit astăzi. Sfântul Vasile cel sărbătorit astăzi. Pentru acești oameni care au trecut prin uh, miracolul acesta al dobândirii unui ajutor divin, nimic din ceea ce un ateu, un agnostic ar spune, nu mai contează, este irrelevant. Și atunci poți veni tu ca intelectual, cu frământările tale, cu angoasele, cu disperările, cu atacurile de panică, cu crizele tale, el te privește cu compasiune, înțelegere și dacă vrea să te ajute, îți mărturisește ce a trăit el extraordinar în viață și în felul acesta prinzi curaj, mergi mai departe. Sensul a acei oameni este convingerea lor lăuntrică că Dumnezeu te ajută. Și pe cine îl iubește, pe acelal și nu pedepsește, dar îl pune la încercare de multe ori. O încercare pedagogică. O încercare Deși pedagogică. noi nu reușim exact. să descifrăm întotdeauna sensul Profund al cuvântului pedagogie timp. în suferința noastră, putem vorbi din perspectivă creștină despre valorizarea suferinței, valorizarea jertfei. Uh -huh. Firește, e ușor de vorbit într-un studio, stând pe scaun, simțindu-ne bine, neavând momentan nicio tragedie în viața noastră. Dar să reflectăm din timp asupra unor posibile uh, căderi, suferințe care ne pasc pe toți. Și măcar să ne articulăm gândul că în tot ce ni se va întâmpla există un sens. Și în timp ce vorbeam, mă gândeam cât de important e cuvântul sens. Creștinismul aduce o noutate strivitoare, spre deosebire de toate religiile care l-au precedat, inclusiv în legătură cu asta. Existența este îmbibată de sens, creația, cosmosul, cosmos, care înseamnă ordine. Este străbătută de sens și e descifrabilă pentru om. E o modalitate prin care Dumnezeu se revelează, de deci ce în legătură cu creația sa și prin simplu fapt că natura e descifrabilă ca o carte omului înzestrat cu rațiune. Dacă totul are un sens, ne gândim și la cuvintele acestea Boala de moarte. Vă trimit la Kierkegaard acum, are o carte numită chiar așa, Creștinismul, viziunea creștină, aderarea la sens, aderarea la credință, încrederea, faptul că îl creditezi pe Dumnezeu, e foarte important cuvântul credință mm. care vine de la credere, a oferi credit cui? Cuiva pe care nu-l vezi, cuiva care pare să dea faliment în jurul tău pentru că Dumnezeu tace și totuși mm. îi acorzi încredere. Acest lucru mi se pare extraordinar și cred că împreună aceste lucruri ne salvează de acea boală de moarte despre care vorbește acest mare gânditor creștin danez în secolul XIX. Boala de moarte, actuală și azi fiind mereu disperarea, care înseamnă o fractură a sensului pentru omul disperat, nu? Așa este. În toate culturile și tradițiile lumii, moartea avea o semnificație și o semnificație metafizică și tragică În... și tragică evident presupunea sigur tragedie, suferință, dar această suferință era nobilată cu ceea ce urma după moarte. Ne referim la vechii greci, de pildă, putem trimite la mitologia lor, la cele insule paradisiace, putem să mergem în spațiu oriental, avem diferite nume date absolutului în zona sud-americană, putem exemplifica dacă este cazul în privința aceasta. Pentru creștinism însă, avem de a face cu înnobilarea morții. Este Forma ultimă prin care moartea capătă sens, sens cu majuscule. Exact. Și de ce? Pentru că Dumnezeu însuși ia chip de om. Este teofania suprema El Asta Nu mai întâlnim în altă religie. El, El însuși, însuși moare, moare ca om. Este Dumnezeu ceva experiază este... moartea. Bun. Traversează experiența morții. Unde doream să ajung? Doream să ajung la lumea de astăzi, modernă sau postmodernă, care este unică în istoria umanității. Prin ce este unică? Prin faptul că există milioane de oameni bolnavi de moarte, pentru care moartea este o suferință cumplită, în totalitatea ei inimaginabilă, de neacceptat și de care oamenii respectivi fug sau se retrag ascunzându-se, ascunzându, -se, ascunzându -se, încercând să o amâne cât mai mult cu putință. Mitul longevității. Mitul longevității și o formă de lașitate, o formă de a nu te pregăti să dai piept cu marea trecere. Ori, la fel, avem autori, avem poeți, avem scriitori, în genere, avem uh, teologi, antropologi cu sensibilitate religioasă și cultură universală care au vorbit despre fiorul morții ca fiind asumat de noi din clipa care ne naștem și, și despre gândul la moarte care te înțelepțește. te înțelepțește, te luminează de o potrivă. Și o să spui de ce nu te luminează și de ce, de ce te luminează și de ce nu te înfricoșează? Păi te luminează știind că moartea e un prag de trecere, Că nu i-are ultimul semn de cuvânt, nu are ultimul cuvânt. În creștinism după moarte urmează obligatoriu învierea. În alte culturi și tradiții, religii ale lumii după moarte urmează fie o existență superioară, fie eu știu unitatea cu absolutul, fie în fel și chip, mă rog, cum și mă rog, au reprezentat fiecare. Fie Dar niciodată nu moartea nu este da. neant, nu este dispariție, nu este sfârșit al trupului. Și uh, disoluție deplină a Sufletului. Pentru că Când... Spiritul e indestructibil. Da. Și e de mirare că unii filozofi care declară că sunt preocupați de Spirit ajung la concluzii, la o vârstă la care te-ai gândit că au învățat ceva, concluzii de genul, cu moartea se sfârșește totul. Uh, întrebarea unde rămâne Spiritul uh, e o întrebare care trebuie să-și opună fiecare dintre noi pentru că spiritul e indestructibil, cu alte cuvinte, avem o veste bună, noi nu vom muri niciodată. Exact. Eu cu dumneavoastră care vorbim acum, vom fi aceea și după ce nu vom mai fi, nu doar în acest studio. Cu acest adevăr ar trebui să fie de acord toți. Și cei da. care au educație și sensibilitate către alte culturi și tradiții. O dovedește istoria umanității. Și cei agnosti și cei care mizează de pildă pe provocările noilor te tehnologii și pe exact. scenarele fanteziste și utopice legate de noile tehnologii, de transumanism. Chiar Inclusiv. și pentru ei da. e un adevăr acesta că noi doi, după ce nu vom mai fi, totuși vom supraviețui pentru ei da, prin ei emisiunea noastră. De... Vorbesc chiar de eutanasierea morții. Și de nemurirea e, digitală. Și de nemurirea digitală. E, sună aproape comic. Dar, mă rog, unii se concentrează și pe asta. Ați vorbit de tehnologie, mi-a venit în minte obsesia noutății. Da. E, obsesia începutului aș spune că nu e atât de nocivă. E chiar firească să ne dorim mereu un în început, o spune și Mântuitorul, de nu vă veți naște din nou, sunt permanent trimite în Evanghelie la noutate. Creștinismul e noutatea prin excelență, pentru că e vorba de întruparea Spiritului Absolut, de întruparea lui Dumnezeu, de descinderea lui în istorie. Noblețea e o, o, o noțiune mustind de Spirit creștin și așa mai departe. Iubirea vrăjmașilor. Ce noutate absolută, să-ți iubești dușmanul. Nimeni n-a gândit până la Hristos asta. Iată, deci, obsesia începutului și a, a înnoirii, deși nu cuvântul e potrivit obsesie, dar dorința de înnoire, dorința de a începe oricând ceva uh, mai bun, mai bine, e absolut firească. Obsesia noutății cum vi se pare. Pentru că sunt oameni obsedați aproape de ultimul răgnet, în orice, de noutățile care, bineînțeles, cele mai multe sunt în registrul superficial al lucrurilor. Am două răspunsuri la această... Ce bine. Două răspunsuri la această excelentă analiză pe care ați făcut-o legată, în prima parte, de obsesia începutului și apoi de această atracție irezistibilă de acest fetiș al noutății cu orice da. preț. Să încep cu obsesia începutului. Riscul este de a fi Poate puțin plictisitor pentru telespectatorii noștri. Nu cred. Dar ceea ce uh, nici eu nu cred, dar mă alint un pic <laughs> acum. Dar ceea ce spun, uh, și acum sunt foarte serios, cred că s-a discutat mai puțin la noi, în uh, spațiu public, în emisiuni de televiziune, cum este a noastră, pe o temă culturală. Și anume că orice început are un model uh, vechi. Original, un arhetip. Și arhetipul uh, începutului este unul de ordin cosmogonic. Vorbind despre cosmogonie, despre scenariul creației Universului, a naturii, a lumii, a societății în general, risc, spun eu, a fi plictisitor. Uh, eu am găsit în Mircea Iliade cea, cele mai solide argumente privind importanța mitului cosmogonic. Și mărturisesc că în tinerețea mea, când am citit prima dată textele lui Iliade, n-am fost atras de așa ceva. Căutam uh, uh, alte, uh, să spunem așa, uh, uh, argumente sau forme de legitimare a unor gânduri de ale mele și a unor lecturi. Le căutam în Mircea Iliade pentru că era, uh, cel puțin pentru mine atunci, autoritatea ultimă în domeniul culturii da. românești. În fine. Acum revenit la mitul cosmogonic. În culturi, în tradiții, în religii, există un scenariu. Scenariul acesta înseamnă început, trecere, consumarea vieții, sfârșit, început trecere sfârșit ciclic ciclic vorbim de haosul primordial, de actul creației, de apariția cosmosului, de disoluția cosmosului, degradarea lui, un act final al distrugerii și un nou început. Avem în culturi și tradiții scenarii Inclusive cosmogonice, inclusiv mai recent Spengler. Spengler cu declinul civilizațiilor da. și așa mai departe. Se verifică ideea aceasta profundă, metafizică, din mitul cosmogonic, că orice început are sfârșit și este urmat de un nou început, se verifică în scenariul vieții sociale și în legătură cu războiul din Ucraina și în legătură cu destinul societății noastre occidentale, și a culturii europene, apropo de Spengler, se verifică, se verifică în domenii profesio profesionale, diferite, în economie se discută despre cicluri economice, dar să nu aprofundez, nu aprofundez, să nu exemplific foarte mult ca să nu uit partea a doua a răspunsului. E bine, în scenariile inițiatice străvechi, un om făcea proba trecerii de la o vârstă la alta, de la o profesie la alta superioară, prin asumarea scenarului inițiatic și printr-un nou început. Riturile de trecere. Riturile de trecere de la Victor Tanner la Geneb, sigur În că, da. În Biserica Creștină avem taine. Taine. E vorba de botez, care e o taină a trecerii de la omul vechi la omul, omul nou. nou. Și apropo de omul nou, homo novus. Discutăm este, și despre așa este ceva. Este o sintagmă importantă la Foarte început. Foarte importantă. Nașterea homo novus, nunta Căsătoria, nunta, respectiv Singur. moartea. E bine, având în atenție numai aceste trei exemple din, din scenariul vieții noastre, tripticul existențial naștere, nuntă, moarte. Și putem spune că uh, începutul este legat evident de scenariile amintite, este un dat consubstanțial ființei noastre. Problema apare. Când feticizăm începutul și rupem de acest scenariu destinal al omului. Adică, suntem fascinați. Când îl scoatem din, din ecuația ordinii. Din ecuația ordinii și suntem fascinați de, de noutate, de exemplu, de nou, doar în domeniul tehnic. Da. Dorim un gadget uh, recent, foarte nou, dorim în calculatorul și un program al inteligenței artificiale de ultimă generație. Dorim un costum a unei firme celebre să ne luăm, dar să fie ultimul apărut și așa mai departe. Omul recent își dorește omul... lucruri cât mai noi. Cât mai noi, lucruri de firmă, lucruri pe care le etalează uneori ostentative și și consum astfel semne sociale. ca și cum ți-ar spune, ar urla la tine, ar țipa, ia uite cine sunt eu, nu sunt ca tine, eu ies din uh, mulțime, din uh, uh, omogenitatea uh, lumii și ți arăt că eu sunt altfel, sunt nonconformist. Unii nici nu jur pe eticheta la costum. Nici, exact. <laughs> Ei, oamenii aceștia au obsesia patologică a noutății, fără să aibă experiența culturală și spirituală a vechiului, fără să fie asumat la modul profund și destinal seva aceea esențială a vechiului, a ceea ce este clasic nu spun ceea ce este revelat, dar spun ceea ce este fundamental pentru orice cultură și societate. E vorba Elementul de spiritual, a tradiției, a tradiției cu a, tradiției, cum a culturii. Ei, în clipa în care, să dau un exemplu, citești pe autorii antici, îți place. Uh, Platon, îți place Homer, ci merge apoi în filozofia Marco Marcu Aureliu, Seneca. E limpede că atunci, poți cumpăra un autor, o operă ultimă literară, un roman în vogă. Îl poți cumpăra, îl citești și îți dai seama ușor de calitatea lui. Poți să-ți dai seama că este un produs media, contrafăcut, pe care la îl poți autor dona liniștit. E, exact, da. e o gogoașă, mă rog, umflată de către rețele de socializare sau de industria a divertismentului sau a profitului. Poți da seama cu ușurință de așa ceva. Dar atunci când ești un intelectual snob și nu ai citit din clasici, n-ai fibra aceasta culturală în țesuturile ființei tale, ca să mă exprim așa, atunci spui că romanul acela este grozav, prin însăși noutatea lui, ceea ce îmi se pare o capcană teribilă și o minciună îngrozitoare. Adică singura a lui calitate este noutatea. Da. Acesta e un simptom al omului recent, care apreciază lucrurile din jurul lui după un singur criteriu, noutatea. Iar dacă trecem în zona ideologică, vom observa că ideologii care detestă cerul tot timpul, religia, familia, biserica, mm -hmm. creștinismul, te vor întreba atunci când vii cu un argument din zona mereu proaspătă a celor pe care i-ați numit mari gânditori ai lumii, mm -hmm. care nu se pot învechi, te întreabă ironic în ce an vă aflați. Cu mm -hmm. alte cuvinte, dacă suntem în 2023, mai contează ce credeau oameni, chiar dacă se numeau Platon, Marcus Aurelius, Augustin, Sfântul Vasile... Mai contează ce credeau ei în secolele lor? Răspunsul e: contează la fel de mult ca atunci. Pentru că există lucruri permanente, fără de care o societate începe să se prăbușească, ceea ce vedem cu ochii noștri. Iată, deci, noutatea ce capcane ne întinde. Teribil. Când rămâne singura calitatea unui lucru putem fi siguri că acel lucru nu e de calitate. Da. Domnule Vasile Bănescu, să continuăm și să concluzionăm <coughs> acest gând pe care l-am discutat acum și să spunem, sper că sunteți de acord cu mine, că un om care, simplu și clar, pentru orice telespectator, un intelectual care a citit din Platon, care a citit din Seneca, din Marcus Aureliu, din părinții Aureliu, bisericii, din părinții bisericii este un om inteligent și deschis la noutate. Bineînțeles. El poate să folosească un program de computer recent apărut acum. Poate să valorizeze un roman apărut, îl poate citi, are curiozitate, are s -ar putea pricetă. să fie bun. Exact, s-ar putea să fie foarte bun și să găsească substanța lui. Îmi plac enorm acei autori, începând cu, o să vă mirați, Studenții mei care scriu texte pentru licență sau dizertație, colegii mei care scriu uh, lucrări de specialitate, uh, autor român și internațional care folosesc deopotrivă sursele vechi și clasice, dar și aparițiile recente. Sunt oameni în echilibru. Oameni în echilibru. Vreau să pledăm pentru echilibru. Trebuie împreună luate cele clasice și cele noi. Cele clasice te ajută să gândești valoarea celor noi, evident. Dacă mergi doar pe fetișizarea noutății, atunci, în lumea mea, academică, universitară, Poți primi, nu întrebări de genul uh, prin ce sunt relevanți, dar în ce an ne aflăm acum, suntem pe vremea lui Aureliu Augustin, de ce să-l mai citim? Ce mai citim? Manualul către sine, Seneca, Marcus Aurelius, ce mai citim? Dialogurile lui Platon sau Epictet, sigur că da. Uh, păi eu aș spune așa, le citim pentru că oamenii aceștia nu sunt nici vechi, nici noi, sunt eterni, sunt permanenți prin valoarea lor. În lumea mea universitară primește altă întrebare. Păi la Cartea aceasta a ta, ce literatură din specialitate ai din ultimii cinci ani? Mă interesează reviste din ultimii cinci ani și cărți. În rest, dacă ai folosit clasici, dacă le-ai folosit pe Durkheim, pe Weber, pe Tionius, ba, înseamnă că te plasezi în vremurile alea trecute. Marea prejudecată, fals. E o prejudecată, și o prejudecată fals. extrem de nedreaptă, legată de inclusiv de bibliografie, cum că bibliografia nouă ar fi mai valoroasă decât bibliografia veche. Prin una faptul dintre... că este nouă, nu prin conținut. E una dintre marile capcane exact. și cunosc pe cineva care m-a impresionat foarte plăcut, mă rog, pot să-i dau și numele, este vorba de respectabila doamnă Adela Toplean, care măr îmi mărturisea într-o discuție, e un mare și validat deja cercetător în zona antropologiei, spunea că se ferește în mod deliberat de bibliografia cea mai recentă. Pentru că poți rata lucruri esențiale rămânând doar la ea. Doar la ea. Bibliografia veche trebuie mereu vizitată și revizitată și e vorba de cărțile care rămân mereu proaspete. Eu nu cunosc personal pe doamna la Toplean, dar i-am citit o parte dintre texte și când am scris în 2018 volumul meu despre noile religii seculare, un text al doamnei Adela Toplean mi s-a părut fascinant. Este profund și m-a ajutat să regăsesc o substanță mitologică camuflată în curentul corectitudinii politice. Am citat-o, am invocat-o, am ținut pe, pe da, mei da, legătura da. cu ea și am mulțumit frumos pentru acel text. Mă bucur. Nu -o cunosc personal, dar îmi place acest gând în răspăr, nonconformist față de tendința uneori Sigur. obedientă a noastră a intelectualilor de a prețui doar ceea ce este nou prin însăși faptul că este nou. Chiar poate fi din start suspect. Și atunci privești cu o greșe. Exact. Din băcate, dialogul nostru authentic. se apropie de sfârșit. Îmi vine în minte un gând al unui autor la care țin. I-am citit o recentă carte apărută în limba română, e vorba de gânditorul francez-creștin Remy Brag. Cartea se numește Modernitate cu Moderație și el are un gând, mă rog, printre multe altele memorabile, și acesta sună așa: Există o modalitate de a ne raporta la trecut fără a-l deci, fără a-l fetișiza, uh -huh. și în același timp, fără a-i ne a servi. Deci, nu trebuie să ne înrobim trecutului, nu trebuie să-l transformăm într-un idol, dar trebuie să-l purtăm permanent prin ce are el valoros în viața noastră de zi cu zi. Și de pe pragul acestui nou an, firește că trebuie să ne pese de noutățile care vor veni spre noi, fără să ignorăm. Experiența celor care au trecut prin lucruri mult mai grele decât vom trece noi și să păstrăm această conversație neîntreruptă cu ei, cu mari oameni, cu mari gânditori, cu memoria Bisericii, care este una fundamentală în viața creștinilor. Aveți ultimul cuvânt, la început de an, un mesaj către cei care v-au urmărit cu drag. Mesajul meu este următorul: să adaptăm această ultimă intuiție a gânditorului pe care l-ați invocat și comentariul dumneavoastră la situația trecerii dintr-un an nou într-un an vechi. Invers, dintr-un an vechi într-un an nou. Această trecere te obligă pe tine, nu doar ca intelectual, eu spun și ca om, să vii cu experiența filtrată. A ceea ce a rămas valoros din 2022, chiar 2021, 2020, și să continui și să înțelegi ceea ce se întâmplă în 2023. Niciodată nu o să putem șterge din memoria colectivă cu buretele, să spunem, experiența anilor din urmă. Însă niciodată nu trebuie să ne plasăm în memoria legată de trecutul recent, atenți fiind doar la negativitate cu Ien mare, să la criză, la în mare, la criză, la dramă, cremeniți. la traumă. Să nu rămânem încremeniți doar în această, pe, să spunem așa, Captivitate teribilă a răului, pentru că în felul acesta suferim, suferim și ne autodistrugem. Să știm că după o traumă, după un rău, urmează întotdeauna un nou început și depinde de noi ce calitate vom investi în acest nou început. Așadar, să privim cu luciditate, inteligență și cu optimism ceea ce se va întâmpla în noul an. Să nu privim în urmă cu mânie. Nu, Și împotriva. să nu devenim resentimentari. Acest lucru ne face, în primul rând, nouă foarte rău. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gavriluță. Vă doresc din suflet... Un an bun și o ocrotirea lui Dumnezeu în toate, alături de cei dragi. Așa să fie și dumneavoastră, la fel. Toate cele bune. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim mult pentru atenție și, desigur, reînnoiesc curarea mea de a vă fi bine, de a fi ocrotiți, de a rămâne ancorați în zona credinței. Aveți încredere în Dumnezeu. Nu ne va dezamăgi niciodată, chiar dacă răspunsul lui e uneori tăcerea. În această tăcere trebuie să descifrăm. Un mesaj al celui care ne iubește cel mai mult. Toate cele bune, un an bun, liniștit.